Data trecută am vorbit despre stoici, azi vorbim despre Epicurei. Și am rămas cu cel puțin două probleme. În primul rând, diferența fundamentală pe care ai menționat între stoici și epicurei, și anume credința în providență pe de-o parte, credința în atomi pe cealaltă parte. Și modelul socratic, unde eu sunt de părere că epicurei se îndepărtează destul de mult și au anumite critici la adresa lui Socrate pe care nu le găsim în alte școli filozofice. Uh, posibil să, să fie unele cu... critici, dar în Protagoras, în dialogul Protagoras, avem deja ideea uh, plăcerii ca uh, uh, element care ne motivează. Dar virtutea e plăcută. Uh... Bun, bun, e sigur, dar asta nu-i face socratici. Pentru că la Socrate avem o doctrină a virtuții care este pur rațională. Ori, tocmai pentru că amestec și plăcerea nu așa stau lucrurile. La nu mai vorbim la Platon, unde ai o viziune providențială, nu este deloc cazul. În felul în care înțeleg filozofia naturală, de pildă. Nu seamănă cu Platon, nu seamănă cu Aristotel, nu seamănă nici măcar cu Stoici, pentru că avem atomi. Și chestiunea atomistă e importantă pentru că trebuie să ne întoarcem un pic în timp. La Democrit. La Democrit, da, care este un atomist contemporan cu Socrate și care are o viziune a lumii, a lumii formate din atomi și din vid. Atât. Atomi care se mișcă haotic. Sigur, există o diferență între atomismul lui Democrit și atomismul lui Epicur. Pentru că Epicur spune, sigur, atomii se mișcă după anumite legi, o cădere a atomilor în univers, în cosmos, dar există din când în când o mișcare haotică a atomilor. O deviere. Ori această deviere asigură ieșirea din cadrul îngust al legilor naturale, asigură existența libertății. Acum, asigur, e discutabil în ce măsură această apologie a libertății este suficientă. Dacă o astfel de deviere a atomilor într-adevăr este libertate în sensul de plin al cuvântului, pentru că libertate înseamnă expresia dorințelor fiecăreia, gândurilor fiecăreia, să faci ce vrei cu adevărat, nu doar ce. Se întâmplă din cauza atomilor. Acum, atomii sunt elemente care nu pot fi divizate. Asta sunt. Înseamnă individ. Da. Ce mergi la restaurant în Grecia, primești pe nota de plată atom. Da, scrie atom, adică atâția consumatori. nu știam. Ceva ce nu poate fi tăiat și mai mult, deci este o cărămidă, este cărămida fundamentală a Universului. Și tot ceea ce știm noi, oameni, animale, obiecte, tot este format din atomi care sunt compuși în anumite feluri. Ori, epicurie, cred că acesta e un gând foarte liniștitor. Pentru că înseamnă că nu trebuie să te temi de uh, zei care sunt potrivi, și nu trebuie să te tem de fenomene supranaturale. Nu, tot este natural, tot o ascultă de anumite legi, sigur, cu excepția libertății umane. De aici, epicurei vin cu ideea că există un fel de medicament pe care trebuie să-l practice toți oamenii. Medicamentul împătrit. Eu n-aș că toți oamenii. Viziunea epicuriană e una profund elitistă. Bun, în, în practică, sigur, nu toți oamenii, dar oricine vrea să fie fericit, trebuie să aplice acest medicament împătrit. Adică... Eu cred de... că e o viziune destul de dezabuzată în privința prostiei omenești. Ah sigur, nu sunt optimiști care să zică că toată lumea va reuși să Și nici nu sunt prozelis, nu vor să convertească lumea la doctrina lor. Mai există momente de prozelitism, de pildă un poet roman pe nume păi, Lucrețiu, da, Lucrețiu, care vrea să convertească sigur, un aristocrat asta român. e diferența, aș spune, între Lucrețiu și uh, Epicur. Epicur, da. Epicur nu-și propune așa ceva. Uh, de da, aminte... hai să spune care e medicamentul împătrit, că Așa, hai să vorbim despre medicamentul Să nu-ți fie frică de zei, să nu-ți fie frică de moarte. E un argument celebru care spune că atunci când eu sunt aici, moartea mea nu e aici. Și când moartea mea e aici, eu nu mai sunt aici. Deci de ce să mă tem de ceva ce nu voi întâlni niciodată? După aceea, durerea este ușor de evitat, pentru că de multe ori noi suferim din cauza proiecțiilor mentale, nu a durerii propriu zise. Și plăcerea este ușor de obținut. Dar atenție, o plăcere rațională nu este vorba de orice fel de surse de plăcere. Din contră, plăcerea epicureilor este una ascetică. Una care limitează... De o... că e ușor de obținut. Ușor de obținut adică te, obține, te bucuri cu puțin când o să te bucuri că mănânci pâine și bei apă, atunci vei fi cu adevărat epicureu. Nu când... N ai nevoie ai de stridii, de, 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 da, de icră negre, rafinate, de șampanie. Da, da. De, nu știu ce vin. Nu, atunci nu ești epicurean, ești hedonist. Sunt lucruri diferite. Deci epicureii sunt ascetici. Este o plăcere ascetică. De fapt, plăcerea este absența durerii. Și mai e ceva, prietenia. Da, la epicurieni avem de-a face cu o practică a prieteniei. Bun, de -al minter, și la Aristotel, n-am evocat asta că nu aveam timp, însă în etică avem acele două magnifice capitole despre prietenie. Da? Prietenia de dragul plăcerii, prietenia de dragul utilității și prietenia de dragul virtuții. Iar epicurienii practică această prietenie filozofică și trebuie să evocăm grădina lui Epicur. Ce e foarte interesant ce fondează, care este gestul fondator al câtorva mari filozofi. Platon fondează o școală la el, la Moșie. În afara orașului, practic, întoarce spatele orașului pentru a crea o școală de cadre pentru renașterea de după prăbușirea democrației, care, în viziunea lui, n-avea cum să nu se producă. Um, Străinul Aristotel uh, obține, grație fondurilor uh, uh, pe care le obține de la mm. Filip al II-lea, de la Antipater, uh, uh, de la alți potentați, da? creează un institut de cercetare, da? obține granturi uh, pentru institutul lui de cercetare în Atena, în oraș. Mm. Isocrate, de asemenea, are o școală în oraș. Stoicii. Stoicii însă se adună în Agora pentru că stoa stoa înseamnă portic galerie comercială și acum se spune stoa la faiet, da galeriile la faiet, așa se spune în greacă da și se adună în jurul porticului adică în inima orașului în agora ei sunt filozofi implicați în cetate prezenți în cetate bun sigur că e și un accident Poate, dar spune ceva. În timp ce epicurienii se retrag într-o grădină, atenție, grădină nu moșie. La Platon avem moșie, pentru că Platon este un mare aristocrat, în timp ce Epicur nu e cine știe ce mare. Sigur, nu vreo care o A, are, un loc. Și, are și el acolo da. o, o, o mică grădină, da? Da? unde da. se adună cu prietenii, stau de vorbă, cea mai mare plăcere este să stai de vorbă cu prietenii. Și să guști uh, plăceri senzoriale moderate, da? Să bei poleacă de vin, uh, mai o mănânci, mănânci o, o smochină, o brânzică, un vinișor, nu mare no. lucru. De altfel, este memorabil momentul morții lui Epicur. Epicur suferă de o boală foarte dureroasă, dar. Uh, nu se plânge, nu se carește, deși suferă de dureri atroce, totuși uh, știm că în ultimele momente, în ultimele zile, simte plăcere pentru că își aduce aminte de conversațiile plăcute pe care le-a avut, se gândește la doctrinele sale filozofice, dialoguează cu cei din jur și, uh, bineînțeles, are momente când nu simte durere și se bucură de acestea în loc să fie anxios, se gândească vreodată o să revină durerea. Deci este o moarte numai puțin eroică, care spune, decât cea a lui Socrate. Sigur, Socrate este condamnat la moarte de cetate. E, e mai cupanaș. Epicur este condamnat la moarte de natură, de cursul Până, firesc da, al naturii. În episodul despre uh, Stoici am uitat să evocăm moartea lui Crisip. <laughs> uh, ăsta este favoritul meu. Crisip, al treilea mare scolar uh, stoic, a murit de râs. Da? Pentru că stoicismul nu înseamnă să fii încruntat, îmbufnat, posac. Da? Iată pe Crisip care moare de râs, în timp ce Epicur are dureri teribile și le depășește prin amintirea plăcerilor trecute și în special a plăcerilor intelectuale, pentru că plăcerile intelectuale sunt cele mai adevărate, cele mai autentice. Și mai e ceva de spus despre grădina lui Epicur și anume este o societate mult mai democratică decât ce avem de pildă la Aristotel sau la Platon. În grădina lui Epicur pot fi și femei de pildă. Sunt și femei. Pe când la Aristotel și la Platon la nu mai lușeau avem la pe Aristotel. diotima, adică Un figura diotima feminină. Da, o poveste, da, e, o poveste dar e o poveste care spune ceva. Apoi în La mele... Aristotel nu, la diot, la Platon, într-adevăr, femeile teoretic au un loc. Și în, în legile practică. spune că femeile trebuie să primească fix aceeași educație La ca și băieții. Republica. Spune da. același lucru și în legile da. și în Republica. Dar, în practică, și Platon și Aristotel sunt tributari uh, timpului lor. Ceea ce înseamnă că se axează în primul rând, pe cetățenii liberi atenieni. Da, pe ei vor să-i educe. Ori femeile nu erau cetățeni atenieni. Pur și simplu așa funcționa societatea. Ori, epicur, pentru că nu pune atât de mult accent pe politică, deci pe cetățenie, nu este atât de mult interesat de statutul cetățene, statutul financiar, nu-l interesează. Însă, acum vedem fenomenul ăsta și în școala cinică. Da, are o tovarășă de viață la fel de filozofă ca el. Da? Deci, problema relațiilor între bărbați și femei e regândită de diferitele școli filozofice. Asta și cred că puțin e firesc lucru. pentru elenism, pentru că nu se mai pune atât de mult accent pe implicarea civică, pentru că cei care conduc statul acum sunt cei care conduc imperiile. Deci nu prea A, ai acces da, la ei. Cu toate astea, Contează lumea interioară. Da, Am văzut și la menandru. Stoicismul, la... deși la... Suntem în perioadă elenistică, practic democrația e pusă între paranteze, totuși recomandă implicarea în viața socială, pentru că ține de datoria pe care o avem ca oameni față de semenii noștri. În timp ce epicurienii consideră că avem o singură viață și că este stupid să ne-o uh, irosim uh, cu obligații imaginare. Acum trebuie făcută distinția între epicuri, de la care, din păcate, mai avem doar trei scrisori da, și exact. câteva ziceri, dar, câteva fragmente. Și Lucrețiu. Lucrețiu este roman, secolul 1 a.C. și la Lucrețiu avem o teorie a implicării politice. Nu este o teorie politică, nu este un tratat de politică, nu este un tratat al constituției la regimurilor politice, dar avem Nevoia totuși de implicare. Pentru că dacă o să avem uh, pe conducători care sunt lipsiți de orice educație filozofică, aceștia vor face alegeri proaste și nu numai că vor fi ei nefericiți, dar vor fi, vom fi da, și dar noi. Este pe o, de implicare o implicare indirectă? Implicare da. indirectă, sigur. Nu este, nu, Lucrețiu nu vrea să conducă Republica uh, Română. Uh, da, pe când la uh, Stoici avem și posibilitatea implicării directe. Da? Uh, filozoful care acționează politic, în timp ce un epicurian politician e o contradicție în termeni. Acum rămâne de discutat care uh, metodă este mai înțeleaptă, implicarea directă sau implicarea indirectă. Există argumente, cred, în favoarea Mai e un aspect pe care nu l-am uh, evocat, și anume în antichitate epicurienii erau mereu acuzați de ateism. de minte Dante uh, preia această acuzație mm -hmm. în uh, Divina Comedie. Uh, epicurienii întotdeauna au spus că ei nu sunt atei. Dacă ei cred în zei, acceptă zei, dar uh, consideră că zei nu intervin în treburile omenești. Adică nu există providență, revin la această idee fundamentală. Da, există zei, uh, într-un anume sens, noi înși ne putem deveni uh, zei, cred că e o, un aspect mai zeilă. puțin uh, luat în considerare al epicurismului. Și încă ceva, spune epicurienii, nu există viață de apoi. Ei sunt foarte categorici în această uh, privință, spre deosebire de stoici, unde există totuși o idee poate destul de vagă a Vagă și intelectualistă. Dar uh, uh, la uh, epicurieni categoric nu, avem o singură viață și esențial este să nu trăim prostește. Uh, pentru că uh, la epicurieni e foarte important să nu ți faci rău cu mâna ta. Pentru că oamenii suferă din prostie. Da, um, e un pasaj asta celebru este la Lucrețiu despre uh, cum toate suferințele pe care ne le imaginăm, care exista în Hades și în cazul nostru în Iadul Creștin, de fapt există în mintea noastră și sunt răsplata, sunt pedepsa pentru toate prostiile noastre și pentru toate viciile noastre. Dacă am scăpat de anxietăți, de vicii, de griji, atunci am scăpat și de aceste suferințe. Bun. aceste două aspecte pe care le-am evocat acum, așa nume negarea vieții de apoi și acuzația de ateism, explică de ce textele epicuriene sunt atât de puțin cunoscute. De la Epicur ne-au rămas trei scrisori și câteva fragmente, mai avem niște fragmente care au scăpat miraculos celele lui, lui Filodemos din Gadara, da. la, Herculaneum. la Herculaneum, a fost acoperită în urma exact. erupției. Exact, uh, și Lucrețiu, evident, care a, care a fost descoperit în, în secolul Și mai Sper. sunt niște inscripții diogene exact. din noi Da. An, da. da. Pe scurt, școala epicuriană este foarte puțin reprezentată. O Epicur a scris enorm. Da? Diogene la acțiune spune că a scris o bibliotecă întreagă. Unul dintre cei mai prolifici autorantici. El da, și e Crisip. Tot. Da, el și Crisip. <laughs> da. Da. E, a, asta se explică prin faptul că aceste acuzații au rămas a, în a, mințile oamenilor și a, a, mă rog a, creștinii care copiau uh, manuscrise, au considerat că, că trebuie să evacueze mă loc, această Sau doctrină. că nu prezintă interes, da, da? că e o prostie. Au și că fost nu... și câteva legende răutăcioase răspândite despre Lucrețiu de pildă, că ar fi luat o poțiune de amor și că a nebunit și în scurtele intervale, când își mai recăpăta luciditatea, mai scria la poemul său, despre natura Ceea ce, bineînțeles, este doar o legendă fantezistă și uh, denigratoare. Da, deci Pe scurt, păcat că nu avem mai multe texte epicuriene, dar și alea puține câte sunt, cred că pot să ne ajute mult să trăim. Sunt două terapii spirituale, stoicismul și epicurismul, care apar în același timp. Sunt contemporane. Zenon și Epicur sunt contemporani și nu întâmplător au apărut în același timp. Da? Este o nouă epocă, epoca elenistică, sunt școli de filozofie, evident diferite, poate chiar opuse pe anumite subiecte, dar care au un aer de familie și, și să fac nu uităm parte din aceeași epocă. Din această familie, să nu uităm pe sceptici, pentru că va trebui să vorbim și despre ei, o a treia școală care... Este tot așa interesată de cum trebuie să trăim bine, virtuos și fericit. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.